Bună dimineața! De la ora 12. Se încadrează la dimineață pentru mine, deși m-am trezit acum cât 5 ore. Astăzi suntem la aeroport, la noi, la Otopeni, Henri Coandă, de fapt. Și vreau să vă arăt astăzi și să vedem și noi, bineînțeles, cum se prezintă aeroportul. Câte lucruri sunt închise, câte sunt deschise, care sunt procedurile, unde ți-a temperatura, nu ți-a temperatura, câte lume poartă mască, ce genul ăsta de chestii. Să vedem cum se prezintă aeroportul nostru în caz că vreți să plecați undeva în perioada asta ciudată. Am ajuns la aeroport. Ok, și am trecut pe la temperatură, cât ți-a arătat? 37,8. Și mie la fel, 37,8. Era pe galben, dar... Păi da, pentru că mergem pe aici. De fapt, hai să vedem birourile de check-in pe aici întâi. Sunt niște semne pe jos de distanță, dar lumea stă fix la fel, bot în bot, da, și gură în gură. Lume, adică ai putea să stai la distanță, da? Da, da, lumea poartă mască. Deci e bine. Dar hai totuși să vedem cum arată check-in-ul și cum arată securitatea și partea alaltă. Securitatea, pardon. Toaletele sunt deschise, văd. Aici închis. Nu știu ce s-a întâmplat după. Îmi se pare că merge și pe aici, dar de ce nu mă... Noi la ce poartă avem? Păi nu știu ce poartă avem. A. Doamna cu bluză albă pe acolo. Perfect, mulțumim. Deci merge și aici. Așa sunt eu, așa par eu de la televiziune. Dar acum o să închidem filmarea pentru că intrăm în zona de securitate și nu e ok. Și am trecut de securitate. Totul s-a petrecut fix ca și până acum, doar că era mai liber, toată lumea purta mască, toată lumea purta vizieră, distanțare mai mare. Până acum totul bine. Până acum totul bine, ajungem la control pașapoarte. Acum, unde nu bănesc că va fi altă discuție. Probabil că va trebui să-mi dau mască jos, bănesc. Cred. Vedem. Da, am trecut de controlul pașapoartelor, nici fel de problemă. Pur și simplu a fost aceeași procedură ca și până acum, doar că ne-a pus să ne dăm măștile jos un pic la sfârșit ca să ne vadă pe deplin. Cam atât. Și mai avem acum aproape o oră jumate până când pleacă avionul. Avem poarta, nu avem decât să așteptăm acum. Ok, deci totul până acum, la fel ca înainte, doar că la controlul pașapoarte m-a pus să-mi dau masca jos, la fel și pe Ana. Doar un pic la sfârșit, cât să... Pare că e deschis. Eu... Sunt un video că nu era. Da, dar probabil că au început încet să mai dea drumul la lucruri. Da, deci pe aici totul este deschis ca și până acum. Sunt în friu. Credeai că scap? Așa mă gândeam că scap, da. Păi știu cum avem un ground team, tu mai poți să vin la ora asta. Ok, hai să dăm o tură, să vedem care e treaba pe aici. Al nostru nici nu e încă. Unde? Astea restaurantele la care stai jos și mănânci și nu sunt deschise, ceea ce e oarecum logic, sau... Nu par deschise. Aici e poarta 1, Tenerife. Asta e. E ceva lume, majoritatea, dacă nu chiar mulți poartă mască. Adică procentul de oameni care poartă mască e mai mare decât la magazin, de exemplu. Astea toate sunt deschise. E logic, având în vedere că sunt deschise și în mall-uri. Chestiile astea unde iei la pachet cum ar veni. E logic să fie deschise și aici. Uite o fată fără mască care, nu vârstă cu noi și ar trebui să știe mai bine.
Dacă vrei să vă luați covrigi, fata care vinde covrigi nu este, n-are. Domnilor și domnilor, vă informăm că în aeroport aveți obligația să păstrați o distanță minimă de 1.5 metri și să purtați masca de protecție care se va acoperi nasul și gura. Toate lucrurile sunt deschise. Din păcate, în momentul în care ne vom urca în avion, voi vrea să fim ultimii, pentru că nu vreau să stăm 30 cm unul în gura altuia așa, cum fac. Deci asta este o chestie pur românească, să stai în spatele celuilalt, să nu cumva să pierzi locul la coadă, să pleci avionul fără timp. Cam așa arată pe aici. Aici restaurantul e închis, logic. Lumea se îngrămădește la fel și am zis la capăt. Hai să ne întoarcem către poarta noastră 1. Cam asta e situația în aeroport. Așa, la o primă vedere, lucrurile sunt fix la fel ca înainte. În afară de faptul că multă lume poartă mască. Dar pe lângă asta, nu respectă nimeni regulile de distanțare. Toți stau gură în gură. O să încercăm să ne fofilăm pe cât se poate, să stăm cât mai departe de toată lumea. Și mai avem un pic, simt mirosul avionului. Simt miros de ocean. Deja. O să trebuie să stăm 6 ore și un sfert cu masca asta pe noi. Auleu, nebunie, nebunie maximă. Acum când deja stăm cu ea pe gură de cât? 2 ore și ceva. Acum în aeroport, în avion, când ne urcăm, o să schimbăm masca. Să luăm una proaspătă și sperăm că e temperatura ok în avion. Cam așa arată aeroportul nostru din București pe timp de pandemie. Câteva concluzii. Începe tu. În principiu, toate lucrurile se desfășoară fix ca înainte, cu câteva modificări. La intrări este poartă de aia, fix ca în mall-uri, ca în magazine, ca în centrele comerciale. Păi da, era înainte, Bobo. Aia unde îți scanezi ca să intri la securitate, nu? Nu, poarta aia care îți măsoară temperatura, la intrarea în... Da, aia nu era, da. La intrarea în aeroport, îți măsoară temperatura. Da. La noi a dat, cât, 37,8? Da, asta pentru că... A pipăit aia un pic, da, eram afară la... Am stat un pic să ne luăm la revedere de la mama lui și... 40 de grade, așa ce era. Ne-am topit cu geapele pe noi. Așa am și filmat afară, deci am stat un pic. Dar mă așteptam să zică cineva ceva, dar n-a zis nimeni nimic. Eu mă așteptam să fie cineva acolo. Era, parcă da, plecat, era, da, plecat undeva, în fine. Acum eram pe galben, nu eram chiar pe roșu. Da. Probabil, sper eu că dacă e cineva pe roșu, începe poarta aia să țiuie, să bipăie, să urle și te oprește și oprește cineva pe aia, da, care... Da, mai stai 5 minute și îți mai iei temperatura încă o dată. Da, am mers, birourile de check-in erau la fel deschise, lumea, asta m-a uimit. Nu știu de exact de ce, poate n-ar fi trebuit să mă uimească, pentru că am văzut în magazine. Aproape toată lumea purta mască. Nu la asta mă refer. Mă refer la faptul că unde era o coadă, lumea stătea bot în bot, gură în gură, coastă în coastă, să nu cumva să piardă. La fel și la check-in, la fel și la... la check-in, la fel și la porți, toată lumea era acolo, gură în gură. La securitate am prins liber. Da. Probabil că dacă era aglomerație, probabil la fel, bot în bot. Dar n-am mai prins de mult așa liber la securitate. Da, într-adevăr, aeroportul este mult mai liber față de normal, e mult mai puțină lume. Tot stafful aeroportului poartă toți mască, la securitate poartă și vizieră, ceea ce este super bine. N-am întâmpinat absolut niciun fel de problemă, într-adevăr trebuie să ții masca pe față cât ești, de când ai intrat în aeroport, să intri în aeroport cu masca pe față, n-o scoți decât când ieși din aeroport în partea cealaltă. Da, bine, și evident poți să bei apă și o scoți. Absolut, da, dar în mare parte trebuie să ții masca pe față. Și ceea ce pe mine ce m-a uimit era că aproape toată lumea avea mască. Adică da, foarte puțină lume care nu purta mască. Foarte puțină lume. Raportat și la... cine purta mască, o purta, nu știu, aici. Adică nu o purta corect, dar avea mască. Corect, da. Dar nu purta multă lume, foarte puțină lume să o poarte prost. Da, o masă pe afară, majoritatea o purtau corect. Cum trebuie, da. În avion m-a enervat un băiat care se tot plimba pe acolo. Fără și mască. Vorbea cu lumea, și dar fără mască deloc și m-a uimit un pic că nu i-a zis nimeni nimic. Dar în mare parte, în avionul, plin, aproape plin. Cred că 80-90% avionul a fost plin. Am nimerit un rând liber și am stat noi doi. Să știi că în față era mai liber, dar da, am stat doar noi doi pe un singur rând. La control, pașapoarte, la fel, dai pașaportul. La noi, dai pașaportul, te duci
ca și până acum acolo lângă el dai pașaport, nu știu. Și la sfârșit face toate alea acolo, la sfârșit trebuie să dai puțin masca jos, o pui la loc ai plecat. În schimb, Spania, în Spania, când am intrat, nici nu ne-a atins pașaportul. Da, și te oprea, știți semnul la unde trebuie să stați, ca să nu-l încurcați pe omul care e înaintea voastră? E, acolo, cam acolo te pune, iarăși pașaportul sus așa, perfect. N-am mai dat masca jos, nu? Nu. Perfect, de drum. Îți dai seama. Da, îți dai seama. Ok, probabil că dacă nu semnăm deloc... Eu eram mai grasă în poza de pașaport. Și cam asta. Este de datoria voastră, dacă vreți să mergeți pe undeva, este de datoria voastră să vă feriți voi. Nu vă băgați în cozi, gură în gură acolo, pentru că nu pierdeți absolut nimic, nu pleacă avioanele fără voi, decât dacă sunteți plecați pe undeva. La check-in vă ia bagajul, nu e nici fel de problemă, deci nu vă băgați, stați departe de toată lumea, purtați-vă masca și bine ar fi la un zbor așa lung cum am avut noi să schimbați măcar două măști. În 8 ore, măcar 2 măști aveți. Cam atât, lucrurile sunt ok din punctul meu de vedere în aeroport. Trebuie doar să fiți atenți la ceea ce v-am zis acum vreo 2 videouri sau nu știu când, cu regulile care se impun în momentul în care ajungeți acolo, în țara respectivă. Trebuie să vă interesați neapărat, pentru că e posibil să ajungi acolo să zici ok, 14 zile carantină și tu ai vacanță 7 zile și nu e ok. Da, și plus că noi am ales destinația asta și pentru că erau puține cazuri, chiar dacă este Spania. Chiar dacă e Spania și în Spania sunt destul de multe cazuri, aici în Tenerife nu sunt așa multe cazuri. Chestia asta cuplat cu faptul că nu impun nicio restricție, cum ar fi carantină sau să aduci test negativ, o destinație foarte bună acum. Am vorbit cu un prieten din Barcelona, a zis că nu este chiar atât de rău pe cât se vede din afară. Da. Este foarte ok și în Barcelona, foarte liber, foarte libere atracțiile, deci e de mers și pe continent. Nu e chiar atât de rău pe cât se vede din afară. Cam atât pentru astăzi, nu mai lungim foarte mult. Da. Uitați-vă la noi, dați-ne follow peste tot, pentru că facem și Instagram, s-ar putea să facem chestii pe care nu le punem pe vlog, dar și vlog o să facem odată la TikTok. Două zile, poate chiar și TikTok. Odată la două zile vine vlog nou de aici din Tenerife. Cam da. Atât pentru astăzi, ne vedem data viitoare. Pa! Ahora sí que estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Oh, 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 oh.